Salutați, să vă prezint unboxing la o tastatură mecanică de la Corsair. Așa arată tastatura, mai bine zis cutia. Avem noua siglă Corsair Gaming. Nu e cea mai reușită, dar e bună. Ne prezintă un piculeț din tastatură, că are switch-uri MX Blue și că este per key illumination, adică fiecare tastă este iluminată. Din ce văd eu aici, pe roșu. Dar asta o să vedem la sfârșit. Ne mai spune că, bineînțeles, că lucrează cu Cherry MX. Aici avem cu tastatura mecanică, ce am mai și zis deja. Pe spate avem prezentată tastatura în detaliu și ne spune că are un palm rest de calitate, e făcută din aluminiu, are și un USB pass-through pentru mouse sau orice altă periferică și, bineînțeles, un switch care e gândit pentru plăcile de bază mai vechi și care nu cunosc nou, să zicem așa, BIOS al acestei tastaturi. Ne spune că are și câteva preconfigurări pentru FPS și pentru MOBA, adică pentru gaming. Și cam atât. Cam atât pe exterior. Sunt mai multe chestii, dar să trecem la partea cea mai importantă, unboxing-ul în sine. Am tăiat sigiliu și să o desfacem. Încă o cutie. Oare de ce nu mă mir? Așa, cam așa arată. Bineînțeles, această cutie este una simplistă. Și tastatura, destul de solidă. Avem tastele, de care ziceam că sunt pentru MOBA și setări. Bun. Firul, așa. Tastatura o lăsăm un picul separat. Vedem ce mai avem pe aici. Avem niște maculatură A70, ne spune cum se setează și așa mai departe. Avem warranty guide, în caz de garanție. Și, bineînțeles, palm rest-ul. Ia să vedem, zicea că e dintr-un material soft touch. Da, este dintr-un material soft touch de foarte bună calitate. Da, bun. Așa, și să trecem la tastatura în sine. Așa. Dar rece e. Doar e din aluminiu. Cam așa arată tastatura. Și da, sunt blu. Pot să vă și arăt. Vede? Asta este... Hai mă, focalizez așa. Cherry MX Blue. Asta e foarte mișto. Mie îmi plac mult MX Blue, dar nu la toată lumea le place MX Blue, deci trebuie să înțelegem. Așa. Am restul. Se atașează ceva de genul. Clank și clank. Cam așa arată cu palm rest. Așa. Avem câteva chestii pe spate. Avem modat piciorușe pentru a o ridica. Avem și în spate și în față. În față nu le mai ridic. În spate, cu ele din spate arată așa. Și pentru typing ar fi superb. Superb, superb. Da? Sus aici avem butoanele media. Stop, back, play și forward. Volumul, butonul de volum, sau scrollul de volum în cazul ăsta, butonul de mute, avem Windows Lock pentru gamerii care tastează peste tot și mai apasă din greșeală butonașul ăsta și îi scot în joc după aceea începe să înjure, deci da. Butonul pentru control al iluminării, al intensității iluminării și modul pentru preseturi, că dacă ținem acesta apăsat 5 secunde parcă, putem intra în programming mode și putem seta să se ilumineze cum vrem noi tastatura. Un feature foarte interesant. A, da, palm rest-ul este un piculeț flexibil. Bine, vorba vine flexibil, adică are balama. Și bineînțeles sigla. În spate avem un cablu destul de cărnos, chiar cărnos, cu două conexiuni. Unul este pentru pass-through, acesta este pentru pass-through, are... Se vede pass-through
Și pe acesta aveți inscripția la tastatura care trebuie băgat neapărat. Acesta este opțional dacă vreți să-l băgați, dacă vreți să folosiți acest password de aici, acesta, pentru așa, și aici avem butonul pentru switch. Dacă vrem, dacă de exemplu cu tastatura asta nu vrea să intre în BIOS nici bătut, am mutat switch-ul pe BIOS și intră sigur în BIOS. Dacă nu, o băgăm în BIOS și tot intră. Da. Mai avem aceste butonele. Haideți să le și desfac. Așa. Sunt acoperite de cauciuc, dacă se vede. Cauciuc destul de grippy. Nu știu dacă o să le țin, dar sunt bune de știut. Bineînțeles că avem un keycap polar. Adică, mai pe înțeles, să zicem că vrem să scoatem tasta asta. Am apăsat, prins-o, țintă tastatură. Sau nu? N-a prins-o. Mă. Da. Foarte bun exemplu meu. Încercăm cu escape, e mai ușor. Bang, a prins-o. Și tragem de ea și a ieșit asta. Da. Cam atât. Acesta este unboxing-ul tastaturii Corsair K70. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi plăcută!